Hola, hola! Bine te-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal și astăzi avem partea a doua a inventarului de produse. Astăzi veți vedea ce produse de body care pentru îngrijirea corpului, pentru spălare, pentru tot ce ține de corp, dețin și desigur produsele pentru îngrijirea părului. M-am gândit eu să le introduc pe toate într-un clip. Cred că va fi un clip ceva mai lunguț din ce am filmat eu până în momentul de față, dar da, asta e, astea sunt produsele pe care le am, mi le asum în totalitate și la fel cum am spus și în clipul celălalt. Nu are rost să-mi spuneți în comentarii că am prea multe sau că am investit prea mulți bani sau că chestii de acest gen chiar nu și-au rostul, sunt decizii strict personale de a avea acest număr de produse. Un lucru pe care am uitat să-l precizez în clipul anterior este faptul că acest clip nu este realizat cu scopul de a mă lăuda sau de a încuraja consumerismul. Este strict o chestie personală, strict produsele pe care eu le dețin. Așa că, acestea fiind spuse, vă las să vizionați această parte a inventarului de produse. Mie de mâini. Și mi-am dat seama că am mult mai multe decât mă așteptam. În momentul de față am două începute. Una este de la Farmec, cea cu glicerină lichidă, pe care o am în vestiarul meu de la muncă. Și una este de la Rituals, din gama The Ritual of Ayurveda, pe care o țin la măsuța mea de machiaj, luând în calcul faptul că eu vara folosesc o cantitate mult mai mică de cremă de mâini decât toamna, iarna, primăvara. Dar sezonul rece se apropie, așa că voi folosi din ele. De la Balea, cred că din ediția lor de Crăciun, am această cremă din gama Magic Forest. De la Theology am o cremă cu infuzie de ceai, matcha și alte nebunii. De la Nocibe, din gama Home Spa, crema Lilian Bliss. De la Avon, din gama Planet Spa, cea cu aromaterapie, din gama Aromaterapie Energize. Tot de la Avon, doar că de această dată din gama Tomorrow, Today, Tomorrow, Always, este crema Tomorrow. De la Campan de Provence, crema de mâini cu verbină, Oriflame Milk and Honey, Avant, una din cremele lor de mâini, de la Marionaud din gama Cream Green, crema lor, și am patru creme de la The Body Shop, două cu căpșuni, una cu pink grapefruit și una cu lapte de migdale și miere. De aici nu le voi păstra pe toate, așa că vă face un mini declutter. Produsele sunt neîncepute, iar produsele neîncepute le voi pune pentru un viitor giveaway, pentru viitoarele giveaway-uri, așa că le pun deoparte. Așa că, în primul rând, de la The Body Shop am două din acestea căpșuni. Una va pleca către voi la un moment dat. Crema de la Marionaud tot va pleca către una dintre voi. Cea de la Nocibe la fel. Și inclusiv crema de la Avant. Pe celelalte le voi păstra momentan, cele de la The Body Shop, pentru că vreau să le încerc, iar marea majoritate fiind primite, vreau să le testez și să mă bucur de ele. Așa că, în momentul de față, am 11 creme de mâini. Și am ajuns la categoria săpunuri. Hai să le luăm în ordinea de pe tricou. De la Dove, cel cu castravete. Tot de la Dove, Micellar. Săpunul de la Dove, să știți că în Franța, cel puțin în zona în care locuiesc eu, găsesc doar varianta clasică. Acesta pink, care mi s-a părut foarte interesant. De la Fa, Yogurt Greek. De la Campagne de Provence, cel cu floare de bumbac. Tot de la Campagne de Provence, cel cu verbină. Body Shop, cel cu cocos. Protex Ultra. De la Oriflame, cel pentru copii, ce are miros de măr.
Tot de la Oriflame, cel cu fructe roșii, Campan de Provence, acesta este cu aromă mediteraneană, de la Balea, acesta sensitiv, săpun de la bun cu măceșe și săpun de la bun cu gălbenele, eu le-am cumpărat din DM, de la Essence & Co, cel cu sofran și paciuli, de la Savonia, cel cu gălbenele și grapefruit, din nou Dove Cream Oil, Dove Protect and Care și mai am unul aici de la Dermanes, este un săpun cu ulei de migdale dulci. Mai am unul în baie, cel cu de la Oriflame, cel cu Winnie the Pooh, care este pe terminate, dar nu avea niciun rost să vi-l aduc. Acestea sunt săpunurile neîncepute pe care le am, ceea ce mă duce la un total de 19 săpunuri. Săpunuri lichide pentru mâini. Aici am o cantitate mai micuță, două pe care le-am în folosință în momentul de față, este cel de la Oriflame din gama cu verbină și, lămâie și verbină. Pe acesta l-am în bucătărie, iar în baie îl am pe cel de la Elmi Plant din gama Pure, pentru piele sensibilă. Celelalte sunt toate nedesfăcute. Singurul de aici care nu este de la Balea este cel de la Avon din gama Senses cu Gingerbread, care miroase demențial. Apoi, Can Cocos de la Balea. O cremă, practic, ar fi pentru spălarea mâinilor. Aceasta este cu, nu spune, cu un deșea. Așa. Ginger and Lemon este unul din preferatele mele de la Balea, cu o cremă cu cu mure, de fapt, și vanilie și cea cu clementine, ceea ce mă duce la un total de 8 săpunuri lichide pentru mâini. Categoria geluri și spumante de duș. Gelul și spume de duș, de fapt. Aceasta va fi o categorie destul de mare, așa că voi introduce produsele, vi le voi arăta pe rând. Din gama Rituals, spumă de baie Rituals of Sakura, de la Oriflame, acesta pentru copii cu măr, gelul de duș, spuma de baie, spumă de duș, de fapt, de la Gerovital, cu ulei de gălbenele, gelul de duș cu bergamotă de la The Body Shop, din nou de la Rituals, este un exfoliant, practic, un body scrub, The Energize Ritual, de la Balea, crema de duș cu cranberry, tot de la Balea din gama Forest, crema de duș din gama Forest Magic, de la Oriflame, o cremă de duș cu magnolie și ulei de susan. De la Avon am acest gel de duș Juicy Burst, din nou The Body Shop, acesta cu lavandă și The Body Shop British Rose. Aici, deci, am un total de 11 geluri de duș. Mai departe, de la Honest Beauty am un, teoretic este un șampon și body wash cu lavandă, este aproape pe terminate, l-am în baie în momentul de față, iar tot desfăcutul l-am pe cel de la Balea, este un gel de duș Vamos a la Playa într-o ediție limitată. Mai departe o să vi le arăt pe toate de la Balea în format full size. Dream On, After Sun, My Summer Paradise, Sporting Refresh, Over the Clouds, cel cu magnolie și migdale și Vanilla and Cocos. Iar aici, în total, am 9 geluri de duș. Trecem mai departe cu ultimele geluri de duș pe care le am. Nu sunt doar acestea, mai am câteva puse deoparte, dar o să vi le arăt pe rând. De la Elmi Plant, din gama Detox, Micellar Shower, din nou Elmi Plant Cotton Fresh, Avon Cherry Bomb, Oriflame,
Varianta cu lămâie și verbină. Am uitat să vă arăt acesta la capitolul Balea. Pink Blossom este spuma lor de duș. Eu am mai avut-o și mi-a plăcut. De la Kashi cu gelul de duș cu vanilie. De la Bubble Tea cu bujor și floare de cireș. Oriflame, o cremă de duș. De fapt este un iaurt shower cream cu fructe de pădure. Tot de la Oriflame, Discover California Beach. De la Avon din Gamma Senses, crema de duș cu lapte de cocos și zmeură. Un alt produs pe care am uitat să vi-l arăt de la Balea este un scrub de corp. Iar acum vom trece la miniaturi. Rituals of Samurai este un gel de duș pentru sport. Poate fi folosit și de bărbați și de femei. De la Nocibe din gama Home Spa. Mai am încă 3 miniaturi de creme de duș, tot de la Balea. Pe acestea le-am din calendarul Advent de la ei. Campanie de Provence, acesta este cu verbină. The Body Shop, cel cu căpșuni. Și ultimul produs de la Sabon, un body scrub. Acestea 3 vor pleca în viitoare concursuri. Așa, pentru că urmează o perioadă în care veți avea destul de multe concursuri, ceea ce mă duce la un total de 36 de geluri de duș. Adică eu când v-am spus că am geluri de duș cât pentru 2 ani, chiar am vorbit serios. Aici am uleiurile de duș pe care eu le-am în momentul de față. În general, vara nu prea folosesc uleiuri de duș, ci prefer să merg cât mai mult spre geluri de duș cât mai răcoritoare, dar abia aștept să vină sezonul rece ca să le pot folosi. Acesta este deja început, de la Sabon Oil Shower cu paciulie, lavandă și vanilie. De la Balea, pe acesta l-am cumpărat din România. Tezorii d'Oriente, din nou l-am cumpărat din România, pe acestea le-am cumpărat din Balea, pe amândouă. Și tot de la Sabon, acesta, dacă nu mă înșel, este ceva cu portocală și ciocolată, așa că am 4 uleiuri de duș. Maști pentru mâini și picioare am de la Limini Macaron, o mască pentru mâini. De la Grace and Stella, acesta este un peel pentru picioare. De la Opie, o mască de mâini pe care inițial o cumpărasem pentru ziua anunții, pe care bineînțeles că le-am uitat în Franța. De la Sephora, o mască pentru mâini și tot de la Sephora, o mască pentru picioare. Și ultima este o mască de picioare de la Balea, ceea ce mă duce la un total de 6 măști de mâini și picioare. Ok, trecem la creme și unturi de corp, iar pentru o persoană care, într-adevăr, în ultimul timp folosește ceva mai des, am destul de multe. Desfăcute de la capitolul creme, l-am pe acesta de la Nivea, Oil in Lotion, Rose cu ulei de argan și de la Bio Oil, uleiul lor foarte cunoscut. De la Elmiplant am 2, unul cu vanilie și unul cu acid hialuronic. Mai am încă unul de la Nivea cu Cherry Blossom. Cele de la Nivea nu se găsesc în Franța, de aceea mi-am luat 2 atunci. Elmiplantul, bineînțeles, nu se găsește. Și de la Oriflame din gama Essence & Co, crema lor cu loțiunea lor, de fapt, cu lămâie și verbină. Cred că nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că îmi plac produsele cu lămâie și verbină. Iar aici am un total de 6 produse și am 4 unturi de corp. Unul de la Rituals, din gama Ritual of Sakura, Magic Body, Magic Touch Body Cream. De la Planet Spa, Radiance Ritual și 2 pe care le-am începute. De la The Body Shop, din gama British Rose. După cum se vede, este destul de folosit. Și tot de la The Body Shop, cel cu lavandă din gama Sleep, tot așa se vede că este ceva folosit din el, ceea ce mă duce la un total de 10 creme de corp.
creme și unturi pentru o persoană, din nou, care nu prea folosește. Într-adevăr, este o cantitate destul de mare. Trecem la bombe de baie. Aici nu am chiar atât de multe. Am una de la Bubble Tea, Rhubarb and Crush. Eu știu că am mai primit-o și am tot făcut-o cadou, așa că mi-am păstrat una și pentru mine. De la Lush am aici, stați așa că vă spun, Floating Flower, care se prezintă cam așa. Tot de la Lush, ceva cu Princess, dacă nu mă înșel. No, Sex Bomb, care arată cam așa. Eu, în general, bombele de la Lush le rup în două și le folosesc de două ori. Aceasta este, cred că, de la Marion, nu, dacă nu mă înșeală memoria. Da. O steluță de baie. Mai am două aici, nu știu exact de la ce marcă sunt, dar le am. De la Nocibe am una cu Harmony of Ayurveda. N-am încercat niciodată pastiluțele lor. Și două de la The Body Shop, una cu moringa și una cu grapefruit, ceea ce mă duce la un total de 8 bombe de baie. Ok, seruri de baie, aici am inclus și tuburile mai mari și pliculețele, pe terminate, dar acum aștept sezonul rece ca să-l pot folosi. De la Lotus am această sare de baie cu extract de aloe. Am de la Naturalis o sare de baie cu lotus, spune ea. De fapt, nu cu lotus, cu water lily. De fiecare dată îmi scapă numele. Nufăr, așa. Cu nufăr. De la Balea am perlele acestea cu orhidee și vanilie, care miros absolut divin. Le-am avut de nu știu câte ori și sunt bucuroasă ori de câte ori le-am mai departe. Din gama Magic Forest, tot de la Balea, și am aici două pentru picioare, din acestea cu uree, pe care le-am introdus în categoria săruri de baie, pentru că sunt niște săruri. Doar că pentru picioare, dar pentru mine fac parte din aceeași categorie, ceea ce mă duce la un total de 6 săruri de baie. Categoria spumante de baie, și le-am pus pe toate așa una peste alta. Primul este un spumant de baie, dar ceva mai diferit, de la Lush, care este într-un baton. Face o spumă foarte faină și cred că se numește ceva, este un roll, dar nu mai am aici numele. Oricum, este foarte fain, folosesc o bucățică foarte mică din el pentru a-mi face spumă în baie. Un spumant de la Balea, din acesta la pliculeț. Un spumant de la Avon cu vanilie și smochine. Le pun deoparte ca să mai fac loc. Așa. Un alt spumant de la Balea, acesta este în ediție limitată și este cu rodie și trandafir și miroase absolut demențial. Eu mai am cam jumătate din el. Și după aceea avem cele de la Avon. Rodie și bujor, vanilla cupcake, peach velvet, vin fiert, relief and recovery și traditional lemonade. Traditional lemonade este preferatul lui pentru că miroase foarte fresh. Din păcate, iarna ce a trecut, nu am prea apucat să ne bucurăm de băi în cadă, dar cu siguranță o vom face iarna ce urmează, ceea ce mă duce la un total de 10 spumante de baie, deci am spumante de baie să fac în fiecare zi dacă vreau. Categoria șampoane, și aici am șampoanele pe care le am în baie în momentul de față, mai exact de la L'Oreal, Elsev, despre care v-am mai vorbit, Head & Shoulders, cel cu eucalipt, ar trebui să fie împotriva mătreții, pe acesta îl folosesc foarte rar, undeva în jur de o dată pe lună, pentru că mi-o sucă foarte tare părul, dar îmi curăță bine. Șamponul de la Seven Elements, pe acesta l-am cumpărat din Blue Libelul. Este un șampon în care practic îți pui tu fiolele. Sincer, eu mi-am pus am pus o fiolă pentru anticăderea părului și nu am văzut, este aproape pe terminat, nu am văzut absolut niciun efect.
Pinkwash de la Schwarzkopf. Acesta este pentru a-mi reda culoarea părului între vopsiri. Din păcate nu l-am prea folosit în ultimul timp, dar trebuie să mă reîntorc la el. Și de la ASM, Novo Farm, este un șampon pentru scalp cu tendință de îngrășare, pentru scalp uleios. Pe acesta l-am desfăcut pentru că am vrut să-l testeze prietenul prietenei mele, dar momentan îl folosesc și eu, le alternez practic pe toate, iar aici am 5 șampoane. Mai departe am celelalte șampoane, din nou acesta este de la Sephora, este scrubul acela pentru scalp, tot așa, îl am în momentul de față în baie, l-am folosit o singură dată, așa că nu vă pot spune absolut nimic despre el. Despre șamponul de la Briogeo v-am vorbit într-un clip cu top sau flop cu produse de îngrijire a părului. Am un șampon în variantă mai micuță de la Rituals, din gama Rituals of Hammam. Șampon de la Sios pentru păr colorat, pe acesta l-am cumpărat din România. Și de la Rene Fertherer, îi pocesc numele clar, am un șampon pentru anticăderea părului. Am înțeles că fiolele de la ei sunt foarte bune, așa că mă tentează să îl încerc. Așa că și aici mai am încă 5 șampoane, ceea ce mă duce la un total de 10 șampoane. Din fericire am multe care sunt pe terminate, așa că da, și acesta este tot cam pe jumătate. Treaba e ok. Am și două balsamuri pentru păr, unul este din nou de la Seventh Element, am cumpărat atunci un set șampon, mască și balsam, același lucru, nu pot spune că mă încântă, din nou mă bucur că este pe terminate, poate până mă mut îl și termina și nu trebuie să-l mai car cu mine. Și de la Sios am acest balsam pentru păr colorat, pentru că le-am cumpărat împreună într-un set de șampon cu balsam. Am două balsamuri de păr. Măști pentru păr. În primul și în primul rând am două măști de la Sios. Una este pe terminate. Sunt din gama Salon Plex Deep Deep Restruction Mask. Se vede că aceasta este pe terminate. Mai am de vreo 2-3 folosiri maxim din ea. Atunci când am fost în România mi-am cumpărat 3. Una am terminat-o, una este pe terminate și mai am una de rezervă pentru că îmi place la nebunie această mască. Mai am o mască pentru păr colorat, din nou pentru a reda culoarea părului, și este mască roșie. De la Olaplex numărul 3 l-am introdus la capitolul mască pentru că eu îl folosesc înainte de spălare ca și o mască. Este un tratament practic. Seventh Element, masca pe care am cumpărat-o din același set ca cele precedente. Pe aceasta încă nu am încercat-o, așa că nu vă pot spune absolut nimic despre ea. De la Paradox am acest 3-in-1, care ar trebui să fie și balsam, și mască, și o cremă de finisare. Eu o voi folosi drept mască, de aceea am și introdus-o aici. Și mai am o mască din aceasta Sleeping Mask de la Sephora. Ceea ce mă duce la un total de 7 măști pentru păr. Trecem la produse de tip leave-in. Am aici un spray din acesta pentru descurcarea părului de la Balea, de la Aveda, din gama botanică Repair, din nou am un leave-in, de la Color Wow, Dream Coat, spun ei, este un super natural spray. De la Elsev, din gama Dream Long, am această cremă care ar trebui să salveze punctele, vârfurile părului. Din păcate, v-am mai vorbit despre ea, nu-mi place, încerc să o termin, nu știu sigur dacă voi reuși să o termin până la capăt, pentru că întind din ce în ce mai rar mâna după ea. Și de la Naturebox am acest Color Spray Conditioner cu extract de rodie pe care îl folosesc, deci se vede cam până unde mai am. Am folosit deja o bucată din el, ceea ce mă duce la 5 produse de tip leave-in. De fapt, cred că
nu are rost să-l mai păstrez. Știu că întind mâna foarte rar după el, așa că produsul de la Dreamlong va pleca din colecția mea. Îl voi da altcuiva să îl încerce, dar nu are rost să-l păstrez. În timp ce mă pregăteam să aranjez, mi-am dat seama că nu are rost să păstrez produse care nu-mi face plăcere să le folosesc, ceea ce mă lasă cu 4 produse de tip leave-in. Uleiuri pentru păr am 5 la număr, 3 desfăcute. Cel de la Wash & Go din gama Elixir, tot așa ca și cel de la Osi, v-am vorbit în clipul despre, cu produse de păr. Nu-mi place niciunul din cele două. Pe acesta îl mai folosesc după ce mă spăl pe păr, pe acesta îl folosesc ca o mască înainte în încercarea de a le folosi, pentru că știți și voi, produsele, uleiurile de păr se consumă destul de greu. Pe acesta l-am încercat de vreo 2-3 ori de la Balea Oil Repair Spumă. Este un spray foarte interesant ca și textură. Am aici de la Mira un Better Hair Symphony pe care încă nu l-am încercat și de la Elvita tot așa un ulei pentru păr pe care încă nu l-am încercat. Face parte tot din gama Dreamlong. Așa că acestea două urmează să fie testate. Cât despre acestea două, cel mai probabil vor ajunge într-un proiect de tip Project Pan sau ceva să mă motiveze să le folosesc cât mai repede. Așa că da, am 5 uleiuri de păr. Trecem la categoria șampon uscat, iar pentru o persoană care nu prea mai folosește șampon uscat, am o cantitate destul de mare, 9 ca să fiu mai precisă, așa că hai să trecem la treabă. Primul, acestea trei le-am desfăcute, este cel de la Cloran și este pentru păr brun, spun ei, pentru păr închis la culoare, ceea ce înseamnă că nu lasă rezidu alb, îmi place foarte tare. De la Gerovital, din gama Tratament Expert, șamponul uscat cu efect condiționant. Din nou, v-am mai vorbit despre el de nenumărate ori și vedeți că am două. De la Cloran le-am cumpărat într-un set de două, așa că tot așa, am două asemenea șampoane. De la Savon Stories am acest șampon uscat, este de tip pudră și despre el v-am vorbit în clipul destinat produselor de păr. De la Balea am acest șampon tropical pe care încă nu l-am încercat. De la Bevola, pardon. De la Balea l-am pe acesta cu rodie, din nou nu l-am încercat. De la Maria Nilă, un alt șampon neîncercat. Și ultimul este cel de la Sien. Mi s-a părut foarte interesant atunci când l-am văzut în magazin. Este cu lalele și trandafir. L-am cumpărat din pură curiozitate. Îi voi face testul, voi vedea dacă îmi place sau nu, dar ideea este că am șampon uscat pentru următorii 2 ani de zile. Ultimele produse din categoria îngrijirea părului sunt produsele de styling. Am aici un fixativ de la L'Oreal, nu l-am încercat încă. Am un fixativ de la Percy & Reed care este pe terminate, doar că nu l-am mai folosit de la nunta mea. Și nunta mea a fost anul trecut, în septembrie. Același lucru și cu produsul de la Bumble & Bumble. Acesta ar trebui să dea ceva mai multă textură părului. Ambele sunt pe terminate, dar ar trebui să le folosesc pentru a le termina. Am această pudră pentru volum de la Balea, despre care tot așa v-am vorbit în clipul destinat produselor pentru păr. De la Color Wow am acest Bombshell Volumizer, încă nu l-am încercat. Vreau să mai termin ceva de aici înainte să introduc produse noi în baie. Și tot de la Balea am un Foaming Water Volume Effect. Mi se pare foarte interesant produsul, dar încă nu l-am încercat. Din păcate, din fericire, nu știu, nu prea folosesc produse din acestea de styling pentru păr, așa că este o categorie în care eu nu cumpăr produse, deci toate sunt fie din calendare, fie din subscripții, fie primite, dar încerc să le folosesc pe cât posibil, bineînțeles. În total am 6 produse de styling. Ca de obicei, aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!